Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi revin către voi cu o citire interactivă, cu două variante de răspuns, să vedem ce se întâmplă, să vedem ce provocări aveți și dacă este cineva care v-a greșit, ce regrete are acum, să spunem. Avem cărțile negre, varianta numărul 1, cărțile verzi, varianta numărul 2. Să începem. Înainte de a începe cu cărțile de tarot, să vedem ce ne spune oracolul. Oracolul ne spune că aveți o simfonie neterminată cu cineva și numărul 10 care aparține arcanei roata destinului. Norocul vi se schimbă, o schimbare neașteptată este la orizont. Ceva nefinalizat este pe cale să se întâmple sau să revină în viața voastră ceva. Și apoi mi-am amintit de Al Pacino care spunea ceva de genul... Oricât de mult aș vrea eu să ies de aici, ei nu mă lasă. Deci aveți parte de ceva neterminat, o simfonie, o discuție, pentru că vorbim despre sunet, niște mesaje care pot apărea de la cineva care s-a portat caragios, imatur, pueril. Foarte interesant. Observator, cineva care este cu ochii direct pe tine. Numărul 49, împăratul și eremitul, cineva foarte mândru care s-a retras și a tăcut sau nu a spus la vremea respectivă ce gândește. Dacă este cineva aici care vă regretă sau care regretă ceva din interacțiunea voastră, este... faptul că nu a spus atunci când a trebuit tot ce a avut pe suflet. Să vedem și în ce privință. Eremitul vorbește despre izolare și tăcere. Împăratul este un om care își ține emoțiile sub control și se abține foarte mult. Iar aici avem tema unei discuții neterminate, a unei interacțiuni rămasă suspendată în spațiu și în timp. Să vedem. Avem 3 de cupe. O bucurie pe care o puteți resimți în legătură cu cineva care regretă. Regretă, iar voi vă bucurați, cumva sunteți plini de speranță unii dintre voi, că încă ceva mai poate fi făcut într-o anume direcție. Poate nu toți dintre voi, într-adevăr. Pentru alții dintre voi aici ați fost implicați în mod direct într-o relație de trio amoros, iar persoana care vă regretă pe voi acum a avut pentru voi sentimente, dar deopotrivă avea acasă pe cineva stabil. Cineva care nu a văzut cu claritate și acum este cu ochii pe voi, vă caută cu privirea sau vă caută prezența în gând, în simț, pe mediile de socializare, este cu gândul constant la voi. Ce regretă? Că nu s-a bucurat mai mult, că nu a ajuns să vă cunoască în profunzime, că nu s-a bucurat de timpul petrecut împreună. Pajul de băte. O persoană care acum ar striga din toți rărunchii, te vreau și te doresc, sunt aici, mă vezi? Regretă că nu a făcut ceea ce a simțit. Regretă că nu a avut curaj atunci când a trebuit. S-a temut. Regretă pentru că s-a temut. La vremea respectivă s-a temut să acționeze mai mult decât a făcut-o deja. Pentru alții dintre voi aici, persoana aceasta regretă că a fost impulsivă. Regretă că s-a văzut doar pe sine. Regretă că nu a acționat în direcția voastră. Regretă că nu a văzut creativitatea. Regretă că nu a dat frâul liber pasiunii, creativității,
Regretă că v-a înșelat poate pe voi? Sau regretă că v-a implicat într-un tiu amoros, dacă vă regăsiți în această poveste? O simfonie neterminată pe care cineva vrea să o reia și în acest moment nu poate. O persoană care alternează între două opțiuni. O persoană care alternează fie între două persoane, fie între viața amoroasă și planul material. O persoană indecisă, care pare că evită în loc să se ancoreze în momentul prezent și să înfrunte ceea ce simte. O persoană care a avut sentimente pentru voi, dar care le-a ascuns. O persoană care a preferat să fugă în loc să clarifice situația. Vă regretă cineva care are un tip de comportament laș. Regretă acum că nu a înfruntat situația, regretă că poate a lăsat lucrurile neterminate și da, este cineva care caută o revenire pentru unii dintre voi. Să vedem mai departe. O persoană, iată, care a fost și a acționat egoist. O persoană care a căutat laude, o persoană al cărui ego l-ați hrănit. Ce regretă? Că a fost vanitos sau vanitoasă, că a fost poate imatur și că s-a bucurat prea puțin de prezența voastră sau că s-a bucurat doar de partea superficială a interacțiunii dintre voi. O persoană pasională, de altfel. O persoană cu care aveți o conexiune karmică și cu care nu ați încheiat această conexiune karmică. O persoană care, într-o formă sau alta, nu ar fi plecat dacă ar fi avut de ales. O persoană care știe cât de mult meritați să fiți iubiți și care regretă că nu a făcut-o pe deplin așa cum meritați. O persoană care regretă că nu a depus efort atunci când era momentul oportun. O persoană care a oscilat foarte mult o lungă vreme și care a acționat impulsiv, făcând alegerea greșită, regretă alegerea pe care a făcut-o. O persoană care nu se mai învinovățește acum sau care a încetat să se apere. O persoană al cărui ego cade, se topește și care este pusă în fața unui adevăr, pusă în fața unei conștientizări prin care va avea de admis adevărul. În primă fază, sieși. O persoană care va avea din nou această alegere de făcut și care în acest moment își apără teritoriul. Sau o persoană care a plecat pentru a-și apăra teritoriul. O persoană singuratică regretă că a avut ceva aici ascuns, tăinuit, despre care nu a putut vorbi. Unii dintre ei o căsnicie, iar alții dintre ei poate lipsa unei situații financiare. Poate au jucat un rol în fața voastră sau regretă că au jucat un rol în fața voastră, că au pozat în ceea ce nu au fost și care acum se simt blocați. Regretă că au ajuns în acest punct din care nu știu cum să iasă, cum să evolueze și cum să clarifice situația. O persoană care s-a purtat imatur și care într-adevăr regretă că s-a purtat ca un copil. Este în regulă să iubești din nou. Ești în siguranță să iubești din nou. Deschideți sufletul pentru a da și pentru a primi cea mai înaltă energie, cea mai înaltă vibrație a iubirii. O persoană care acum poate conștientizează sentimentele pe care le are pentru voi sau poate care acum conștientizează cât de mult i-ați îndrăgit
cât de mult i-ați respectat, cât de mult i-ați iubit voi pe ei. O persoană care v-a dezamăgit regretă profund că v-a dezamăgit. A purtat o mască, exact cum am spus, a jucat un rol în relația asta și persoana aceasta regretă foarte mult. Da, are la bază fricile, da, are la bază singurătatea, persoana aceasta nu a avut parte în viața sa de iubire, de iubire adevărată, de spirit de echipă, de un partener de nădejde. Nu a fost crescută în spiritul iubirii, în spiritul familiei și acum regretă tot ceea ce a făcut. Să ajungem să ne cunoaștem mai bine. Pe măsură ce îți dezvălui cele mai ascunse bucăți din tine, conexiunea cu celălalt devine mai puternică. Pe măsură ce voi doi vă arătați eul autentic unul celuilalt, conexiunea devine mai puternică. Această persoană a ascuns cine este de teamă și din frică și acesta este regretul. Faptul că nu v-ați cunoscut la fel de bine, faptul că nu v-a permis să intrați în spațiul său lăuntric sau faptul că v-a tăinuit traumele, că v-a tăinuit frica pe care o are sau poate faptul că v-a înșelat, v-a dezamăgit, având deja pe altcineva sau că v-a implicat într-un trio amoros. Însă, cu această persoană aici, pentru foarte mulți dintre voi, simfonia nu este încheiată. Nu s-a încheiat karma, vor apărea lucruri, tocmai pentru că această persoană se conectează în primă fază telepatic și apoi în planul fizic prin a vă căuta atenția, a vă căuta, dacă nu chiar prin mesaje sau telefonic, pe mediile de socializare se interesează despre soarta voastră în cercul vostru de prieteni, fiind împinsă de regrete. Ce regrete mai are aici cineva? Că s-a purtat urât, nervos, că nu a fost maleabil și deschis pentru a avea o relație stabilă. Această persoană simțea că este luată puterea, se simțea vulnerabilă, o persoană foarte impulsivă, foarte încăpățânată, dar care totuși poate reveni la niște sentimente mai bune pentru că trece printr-o perioadă de transformare. Da, regretă că v-a dus cu vorba, regretă că v-a hrănit poate iluzii sau regretă poate că v-a dezamăgit mințindu-vă sau prin omiterea adevărului. O persoană cu piele albă sau o persoană semn de foc, semn de pământ sau născută pe sezonul verii. O persoană atletică, o persoană puternică sau cu o constituție fizică atrăgătoare. O persoană alergică la stabilitate, o persoană care nu suportă să-i se spună ce să facă, cu care iată că aveți o șansă, nu s-a închis karma, miracolele sunt posibile, dar prin credință, persoana aceasta acum se roagă să se înfăptuiască un miracol sau are nevoie de un miracol în viața sa pentru că traversează niște lucruri care nu pot fi evitate. Avem un nasture și fertilitatea. Își dorește ca viața sa să ia o altă turnură, să îi meargă mai bine. O persoană care nu credea în iubire și avem inițiala B și T. O persoană foarte materialistă. O persoană care întorcea mereu cuvântul. O persoană tulburată de propriile sale frici. O persoană care nu putea respira bine, poate avea provocări la plămâni sau poate are acumulată foarte multă tristețe acolo, pe care nu a putut să o integreze, nu a putut să o vindece și a manifestat-o în relația voastră, somatizând această decepție în raport cu voi. Mai avem aici balanța sau o persoană cu care în următorul an și jumătate puteți ajunge la concluzia finală.
persoană care a înghețat. Poate aveți legătură cu un capricorn, cu un berbec, cu o balanță, cu un rac. O persoană cu care încă se poate discuta. O persoană care își reface energia sau cu care sunteți încă conectați la nivel energetic, mai ales în lumea viselor, mai ales telepatic, în casa 12-a. Casa 12-a vorbește despre lucrurile nevăzute, este linia fină dintre realitatea concretă și planul eteric. O persoană cu care aveți o poveste în această viață de trăit, aveți ceva de experimentat pentru propria voastră evoluție, dar o persoană cu care și alături de care evoluați în primul rând voi înșivă. Și cam atât, dragii mei. Sper să vă fie de folos. Vă aștept în comentarii, cu mesaje, să-mi spuneți cum ați rezonat. Trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales setul de cărți verde sau grupul cu numărul 2, să vedem ce se întâmplă, ce mesaje vă apar. Sau dacă este în viața voastră cineva care vă regretă acum sau care regretă ceva ce are legătură cu voi. Și în timp ce mă pregăteam să fac citirea, cum am spus și la grupul cu numărul 1, mă gândeam, sper să mă lase nasul, să pot respira și apoi mi-a venit în minte ce a spus Al Pacino în Nașul. Oricât de mult aș vrea să ies din povestea asta, sunt tras înapoi. Deci ceva se întâmplă aici și pentru voi. Să vedem. Timpul pentru o pauză. Voi aveți de-a face poate cu o persoană care regretă faptul că a fost foarte pasivă în conexiunea cu voi. O persoană care era cu voi, dar era absentă în egală măsură. Prezența sa era de negăsit în relația voastră. Erați mai mult singuri în doi. Ce interesant, ca și la celălalt grup, avem simfonie neterminată. Avem roata destinului, o poveste care încă nu s-a finalizat pentru foarte mulți dintre voi, pentru că muzica înseamnă sunet și sunetul înseamnă manifestare. Aici și pentru voi au rămas lucruri nespuse. Să vedem despre ce este vorba. Cineva care a ales să tacă. Sau cineva care se gândește și regretă că a tăcut, ca și la celălalt grup. Să vedem. Avem temperanța. Voi ați avut de-a face cu cineva căruia nu-i place conflictul. Cineva care a ales să fie pasiv și regretă acum că a ales să nu se implice mai mult, să fie mai profund. Această persoană a ales diplomația în foarte multe dintre cazuri și atunci când alegi diplomația, nu spui întotdeauna adevărul, ci spui ceea ce celuilalt crezi că i-ar face bine, astfel încât să obții rezultatul potrivit pentru tine. O persoană fără inițiativă. Aici cineva regretă în legătură cu voi faptul că nu este suficient de activ sau că nu a vrut, că nu a putut. Pentru unii dintre ei, să știți că situația a fost destul de complicată, pentru că această persoană există șansele să fie avut deja un echilibru în viața sa, deja o viață și pe voi să vă fi cunoscut într-un moment în care sincronizarea nu era neapărat foarte bună. Să nu fi avut disponibilitate la nivel de statut marital, să spunem, să nu fi fost singură. O persoană care nu a vrut să vă tăinuiască adevărul, regretă că nu v-a cunoscut profund. O persoană care nu a acceptat conexiunea dintre voi. O persoană care acum conștientizează că voi sunteți un soi de suflete bătrâne și pereche. Iar la vremea respectivă nu a acceptat acest lucru pentru că nu știa despre ce este vorba. Această persoană a evoluat între timp în absența voastră, conștientizând faptul că atâta vreme cât a fost cu voi, a dormit. Această persoană regretă că nu s-a trezit la viață în prezența voastră, ci în absența voastră.
o persoană care are în minte o strategie, regretă modul în care a comunicat, regretă că nu a fost suficient de deschisă cu voi. O persoană care posibil să își fie ascuns sentimentele, o persoană care nu a vorbit cu voi despre sentimentele sale, deși avea sentimente pentru voi de iubire profundă. Persoana aceasta, în primă fază, s-a purtat imatur. Nu a avut încredere în conexiunea voastră. A crezut că nu duce nicăieri. Și da, simt aici că ați avut parte de persoane indisponibile emoțional în momentul în care v-ați cunoscut reciproc. Pentru unii dintre voi. Și persoana aceasta a conștientizat sentimentele pe care le are în absența voastră. O persoană care vă regretă. Vă regretă energia pură. Vă regretă energia ușoară. Felul vostru de a fi pur. Regretă faptul că a fost blocat. Regretă faptul că nu a putut vorbi despre sentimentele voastre, regretă faptul că a avut poate situația de așa natură încât să fie indisponibil emoțional sau că nu a văzut cu adevărat ce însemnați pentru ei atunci sau pentru această persoană. O persoană posibil căsătorită sau o persoană care posibil avea o altă relație stabilă în momentul în care voi doi v-ați cunoscut. Această persoană regretă și că nu a făcut mai mult, că nu a depus mai mult efort pentru a veni către voi. Regretă că nu a fost mai serioasă de atât. Regretă faptul că voi v-ați făcut o imagine despre ei ca fiind imaturi și neserioși. Foarte interesant. Să vedem mai departe. Ce mai regretă aici cineva în legătură cu voi? Regretă faptul că v-au cauzat stres și anxietate, că v-au ținut noaptea, plângând în palme, poate. Această persoană regretă faptul că a intrat în viața voastră într-un moment în care viața sa nu era pe deplin clară, sau pe deplin disponibilă emoțional pentru voi și iubirea voastră și se stresează teribil de tare gândindu-se la modul în care voi îi percepeți acum. O persoană care nu v-a spus faptul că fie urma să se căsătorească, fie este căsătorită. Sau această persoană regretă pur și simplu că este căsătorită în cazul în care v-au spus acest lucru. Și în acest context, această persoană regretă că este căsătorită și că în acest moment nu poate face mai mult. A rămas doar la stadiul de a se gândi. Încerc, mă tot gândesc cum să fac, dar nu poate lua nicio decizie. Regretă că voi sunteți împărăteasa. Regretă că nu este cu voi. Această persoană vă regretă pe voi. Vă regretă pe voi și energia voastră. Vă regretă pe voi și inteligența voastră. Vă regretă pe voi și felul vostru de a fi. Și regretă, în unele cazuri, că nu mai știe nimic despre voi și viața voastră. Această persoană regretă că nu și-a dat frâul liber pasiunii. Regretă că nu a avut putere, s-a simțit neputincioasă în preajma voastră sau în acel context, în acel cadru în care voi doi poate v-ați cunoscut. O persoană cu frici, o persoană care era vulnerabilă, o persoană care a conștientizat iubirea pe care vă poartă în suflet în absența voastră. Și acum, da, așa cum voi ați stat poate noaptea gândindu-vă la ei, o fac și ei acum, gândindu-se la voi. Iar blocajul acesta doresc să-l vindece. Această persoană vă poartă în gând și se roagă. Vrea să manifeste o întâlnire, o conștientizare. Această persoană parcă s-a trezit dintr-un vis urât, dintr-un coșmar și a conștientizat de fapt ce a pierdut.
că v-a pierdut. O persoană care va acționa în curând. Sau o persoană care nu poate acționa pentru că este căsătorită. Și cu toate astea, aici trei debute vorbește despre o șansă, despre o acțiune. Ia să vedem ce ne arată trei debute aici. O persoană, da, care este la distanță de voi, care visează cu ochii deschiși la voi, dar care este pe cale să acționeze. Se teme. Se teme să nu le respingeți iubirea, nu știe cum să vă spună cum și cât de mult vă iubesc. Această persoană se întreabă și dacă aș acționa, oare m-ar mai iubi la fel de mult? Să vedem. Ce regretă această persoană? Regretă că v-a implicat poate într-un trio amoros, regretă că nu a fost mai hotărâtă în ceea ce vă privește, regretă că nu a avut disponibilitate în acel moment să vă aleagă pe voi, sau acum, regretându-vă pe voi, ia în considerare o posibilă despărțire de partenerul sau partenera actuală în cazul în care această situație se aplică. Regretă faptul că nu au putut spune ce simt pentru voi atunci, deși simțeau, atât că sentimentele le-au devenit conștiente, abia atunci când voi nu ați mai fost lângă ei. Această persoană regretă modul în care a acționat și caută iertare. Ar veni către voi mai repede dacă ar ști că ați iertat-o. De îndată ce te eliberezi și te vindeci de trecut, experiența ta în viața amoroasă poate deveni mai frumoasă. Poți experimenta mai multe în prezent în viața amoroasă. Pentru alții dintre voi, această persoană regretă și faptul că voi nu ați fost singuri pentru unii dintre voi. Nu vorbim doar de trio amoros, ci de o dinamică de patru în relație. Și voi și ei sunteți indisponibili. Sunteți suflete pereche. Persoana aceasta a conștientizat, exact cum am spus la început, că voi sunteți suflete pereche, bătrâne, a avut un șoc. Această persoană a avut un șoc în momentul în care v-a cunoscut sau în care a deschis ochii să vă vadă, chiar dacă vă cunoșteau dinainte. Nu s-au putut abține, oricât de mult au încercat ei să-și păstreze cumpătul, să se tempereze, pentru că poate erau căsătoriți sau poate erau într-o altă relație. Le-ați orbit vederea. Le-ați intrat în suflet încet, încet, fără voia lor și abia atunci când voi v-ați îndepărtat unul de celălalt din vari motive, această persoană a spus: te iubesc în sinea sa. Regretă că nu ați fost aliniați în spațiu și în timp atunci, însă această poveste nu este terminată. Talismanele. Ce mai regretă această persoană? Modul în care s-au desfășurat lucrurile între voi n-ar fi vrut să fie așa, dar a fost legată de mâini și de picioare. Deși a încercat, voi știți mai bine ce. O persoană care are foarte multe elemente care cuprind semnele astrologice din perioada verii, gemeni, rac, leu, poate și fecioară. O persoană norocoasă prin felul său de a fi, o persoană solară cu o energie foarte imatură, foarte de copil, și am văzut că ne-a apărut aici nebunul, este ceva copilăros în această persoană. O persoană care are un statut social deloc de neglijat,
are ceva aici, faimos, celebru, poate, sau o persoană care lucrează foarte mult cu publicul, o persoană care este cu ochii pe voi, o persoană care a fost șocată de prezența voastră în viața sa, o persoană care își dorește cu toată forța să vă întâlniți din nou și știe că va veni un moment în care veți sta față în față, în care vă veți apropia. O persoană care crede în miracole sau care se roagă să se întâmple un miracol, o persoană cu care ați avut interacțiuni prin alte vieți, o persoană care poate are cunoaștere despre spiritualitate, o persoană care a acceptat prea ușor ce s-a întâmplat atunci sau nu a depus un efort. Și asta este ceea ce regret acum. Erați diferiți, dar parte dintr-un întreg, o persoană cu care aveți un trecut. Voi doi vă cunoașteți și vă cunoașteți bine. Unul dintre voi mai înalt, altul mai minion. Inițiala L și Y. În sfârșit, da. Da, te iubesc. Semnul balanței și al berbecului. Sau și pentru voi, dragii mei, în următorul an și jumătate, povestea aceasta va ajunge acolo unde trebuie. Va ajunge la concluzia finală, pentru că avem nodurile lunare în berbec și balanță. O persoană cu care sunteți yin și yang. Da, un suflet pereche. O persoană care v-a fost pusă în față de univers. Voi doi ați avut un acord spiritual să vă întâlniți și v-ați întâlnit prin a face cunoștință. Sunteți suflete pereche și vă iubiți dintotdeauna și aveți un foarte mare sprijin din natură. Voi amândoi comunicați cu natura sau atunci când vreți să vă conectați cu această persoană, o puteți face prin natură. De ce? Pentru că, așa cum v-am mai spus, copacii comunică printr-o rețea. Nu se vede, dar ei o fac. Voi doi vorbiți prin semne, prin sincronicități. Când unul se gândește la celălalt, vă apar în cale semne. Și sper că v-a fost de ajutor, dragii mei. Să fiți bine sănătoși. Vă aștept în comentarii cu mesaje, dacă ați rezonat cu această citire. Și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez. Pa, pa!